profesor, marier, care nu doar că însoțește această carte, este din când eram înscris, dar iată și la lansările de care am avut mai multe de scris în seama. Îi mulțumesc lui Radu, vedeți și semnul de aici, de multă căldură de care aceste cuvinte se aproape că se obligă să faci confesiuni și să fii prudent, și poate și nu știu că vedeam să acolo. Îi mulțumesc lui Cosmin, pentru aceste cuvinte solidaritate generațională pe care se trebuie să le împărtășesc, pe care sunt împărmuți să le împărtășesc. Suntem, într-adevăr, un grup destul de mare de oameni care scrie astăzi despre literatură și vreau seama că trebuie să scrie altceva despre literatură. Cum aș fi dat ca să încearcă să facă acest lucru. Sigur că noi totul pornește de la Blackheart și de la cultura sa particulară și de la problemele, cu totul aparte pe care Blackheart și le-a pus și care merită investigate, care merită să fie luate în serios, să caut un răspuns în problemele pe care Blackheart și le-a pus. Pe de altă parte, sunt lucruri care trebuie, ca să zic așa. E vorba de felul în care Blackheart a fost citit, și venimitările pe care au fost singuri în vorbire despre opera lui Blackheart. Pentru că, deși Blackheart a fost redescoperire de mai bine și când cu Anișan Deci, cu Rocunican, cu Manolescu, cu Zanchin, cu Marino, cu Prolopescu și așa mai departe, până la Amintese Fosu, biografia lui Blackheart n-a părut să fie vreodată obiect de atenție pentru acest studiu și biografia în general, și aici e foarte important observația lui Cosmin, nu trebuie lucrat în biografie, există doar la câteva biografie și la biografie interesantă anii 70-80, există Vigor, există Lombard, însă, practic, sunt prea puține lume serioase să apucă de studiu biografie. Biografia e o provincie, cum să spun, curioasă, una de care critici serioși, care aspiră la mult, la fală, la presidiu, de care se feresc. Și asta cumva le-a interzis, după părerea mea, accesul la o parte importantă a semnificației pe religiei. Deci, scrie despre biografie. Nu sunt că scrie biografie. Într-adevăr, aici e o mare, importantă nuanță. Scrie despre biografie, pe ocupație obsedat de habetă de această problemă și a ne interzice să vorbim despre asta, înseamnă a ne interzice cred accesul la Blender. Asta e cumva unul dintre lucrurile pe care am considerat interesat să le fac în cartea asta și cred că aici, în momentul de solidaritatea lui Cosmin, a putut să se regăsească și să, în fine, să-mi permite și mie să mă socotesc, cum să zic, într-un efort comun cu o serie întreagă de colegi. Pentru că, de fapt, e vorba de a discuta o literatură de acum 80-90 de ani, niște opere care au fost scrise atunci și care au fost întâmpinate cu o iubire și cu entuziasm uneori, dar, pe de altă parte, și cu neînțelegere, ale știi astăzi și ale înțelege astăzi, și ale înțelege în termeni care, în fondă, sunt proprii nouă, poate, mai mult decât cititorilor din anii 30 ai lui Maxim Blackheart. E vorba de a expune problema, în adevăr, a adevărului biografiei. Cât de adevărat se vinde să fie obiect, cât de adevărat se poate să fie biografie. Într-adevăr, este orice definiție semnificativă pentru construcția poveștii unui vieții unui om. Ce n-aș fi din afară, de altceva? Cât din materialul scris, exact de Blackheart, este operă și cu timpul, cu problemă de care trebuie să nu până la un moment dat, realizând ediția scrierului Blackheart. Ei bine, lucrurile astea sunt întrebări care nu se pun cu urgență acum. În epoca post-structuralistă și post-modernistă și post-umană, de ce nu? În epoca în care personalitatea e tot mai friabilă și tot mai greu de reunit, să vă spun o etichetă. Într-o vreme în care individul se recunoaște pe sine însuși pe un mozaic, pe ceva pe care îl bucăți. Ei bine, vedeți și aceste lucruri și le spunea, nu poți, cred, să scrii despre el ignorând lucrurile astea, pentru că ai o șansă unică. Antigeografia, în fine, geografia aceasta pe dos, pe care am încercat să o scriu în Blackheart, e un concept care e chiar acum, nu e foarte vechi, am început și eu cu mine, în cele două indițele acestei cărți, că s-au scris două antigeografii americane. Dar despre cine? Una este Benjamin Franklin, cealaltă este Gandhi. De ce acești doi oameni cu destin, acești doi personalități importante ale istoriei lumii, sunt subiecte apte pentru o antibiografie? În timp ce le dat de partea cu un
a crizei de identitate, da? Să nu fie tratată în aceeași cerere. Cumva am satisfacția să cred că asta e ceea ce trebuie făcut. Ce să zic, că e ceva ce opera lui Blecher permite și fotografia lui Blecher poate solicită. Nu pot să spun mai mult decât atât, deși liderul lui atât de atât empatic al Emirat mă îndeamnă să cred, să sper, să există o continuitate, o comunicare, cu și eu pe mine și Blecher, nu. Comunitare este pentru că tipul meu să fie Blecher, dar nu pot să spun. Vă mulțumesc tare mult, tuturor și toate față și mulțumesc mult, 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 mult. Eu vă mulțumesc tuturor și doresc să vă fac autografie.